După tragediile petrecute la Zidul Morții, construcția impunătoare de pe drumul național 17, în care 4 persoane și-au pierdut viața, șoferii au anunțat că vineri vor protesta timp de o oră în zona respectivă. Acțiunea debutează începând cu ora 20. La protest și-au anunțat prezența pe o rețea de socializare aproximativ 2000 de persoane. Cu toate acestea, organizatorii se așteaptă să fie circa 400. Toți cei care vor veni la această acțiune își doresc un singur lucru, să nu mai moară nimeni aici. Inițiatorii proiectului doresc să atragă atenția încă o dată autorităților că trebuie să ia măsuri urgente pentru a finaliza lucrarea la șoseaua de centură înainte ca alte vieți să fie curmate în acest loc. În primul rând, această acțiune are loc în semn de solidaritate, sau, dacă pot spune așa, pentru cei decedați în acel loc, în 2012 până în 2014. Din al doilea punct de vedere, pentru a trage un sistem de alarmă, a fi luat în vedere, a nu se uita lucrul ăsta, pentru că este o construcție care nu este finalizată și pune în pericol viața multor oameni, în general conducătorilor auto. Că noi, singurul lucru care ne dorim este să facem o faptă bună, care nu trebuie făcută neapărat la biserică. Sperăm spre finalizarea construcției. Nu căutăm un vinovat pentru așa ceva. În urma ultimului accident rutier petrecut la Zidul Morții, autoritățile au pus 3 seturi a câte 6 benzi rezonatoare pentru a obliga șoferii să reducă viteza. De asemenea, pe sensul de mers de la Humor la Suceava au fost montate lămpi cu lumini intermitente.